Oare găsesc ceva bun pe aici? Bingo! Acum că am ce mânca la prânz. Stai! Ce se aude? Se apropie! Oh, nu! Te rog, nu mă mușca! Ce vrei de la mine? Lasă-mă în pace! Nu, nu, nu! Nu azi! Ajutor! Deschide ușa! Hai! Vă rog! Nu-mi deschide nimeni ușa! Ajutor! Oh! Oh! Ce de bijuterii! Wow! Pot să intru? Super, super, super! Mi-a venit pizza! Hm? Vrei un bacșiș? Stai puțin! Am amestecat-o doar vreo jumătate de oră. Ok, pa! A venit pizza? Ai luat cu pepperoni? Dar înainte să mâncăm, trebuie să o postez pe stories. Hei, unde a dispărut? Mmm! Ce e? Nu știam că fiecare are pizza lui. Eu o să mănânc pe a mea aici, ca să nu se atingă nimeni de ea. Dar înainte trebuie să fac o postare. Poftim? Iar? Serios? Ce e? Ok, o să mai încerc o dată. Aici n-are cum să mă găsească. Gata! Nu se poate așa ceva! Tina! Nu te mișca! Tina? Măcar mi-a rămas felia asta. În sfârșit! Voila! Bon appetit! A meritat așteptarea? Avem o felie de pizza în mână, nu? Scuze, dar asta e! Asta e camera mea preferată din casă! Ce flori elegante! Dă-le încoace! Hei, de unde știi cum să pozezi ca un model? Da, aici eram pe covorul roșu. Asta de unde e? Asta e de anul trecut. O să le pun la loc. Stai, ai grijă cu aia! E din cristal! Nu, decorațiunea mea din cristal! Iu, mi-a cam stat inima în loc. Păi, atunci o să am eu grijă de asta momentan. Hai să stăm aici liniștiți. Vrei niște ceai? E fierbinte? Poftim! Bea-l încetişor, bine? Ah, trebuie să răspund! Alo? Mă întorc imediat! Are gust a pământ! O să mă prefac că l-am băut. Nu o să-și dea seama. Ce aș putea face pe aici? Ce-o fi spatele ușii ăsteia? O să dau asta la o parte. Nu mă vede nimeni. Wow! Ce cameră genială! Nu vine să cred ce are aici. Aoleu! Da, hei! Îmi place să-mi fac prieteni. Oh, ce confortabil pare! Și ce model simpatic are! Oh, e super! Somn ușor, micuțule! Nu m-am mai uitat la televizor de ani buni! Tu ești Lia? Wow, ce voce tare ai, frate! Și melodia e fredonabilă! Cine e? Deschizi tu ușa? Te rog frumos! Bine, mereu fac toată treaba în casa asta! Da? Nu, nu cred. N-am răbdare pentru asta. Deci, cine era la ușă? Cineva important? Niște oameni cu aparate foto care țipau. Stai puțin. Aoleu! Spune-ne mai multe despre despărțirea ta recentă. M-au găsit! Ce mă fac? Ia asta! Ce e asta? Ai încredere în mine, bine? Bun, văd că n-am nimic între dinți. Dar mi-aș putea schimba ochelarii? Oh, perfect! Să înceapă spectacolul! Ok, oameni buni, vă dau o veste exclusivă! Fiți atenți! Hei, cine e fata asta? Cum te cheamă? De unde știi pe Liam? De ce nu vorbesc cu mine? Ah.
Măcar am apărut în ziare, nu? Ah. Hai cu mine! Trebuie să ne grăbim! Trebuie să profit de trendul ăsta de dans! Fă ca mine! Nu poți dansa cu pizza în mână? Dă-mi coace! Îți place pizza, nu glumă? Gata! Hei! Fii atentă la mine! Încrucișează-ți brațele, apoi mișcă-le așa! Sunt super atentă! Dansează în continuare! Oh, felia mea de pizza! Trebuie să mă mișc rapid! Ce bună e! Miroase a pizza! Ah, ți se pare! Tina? Mă mișc pe ritm! Era să mă prindă! Căciula asta e super utilă câteodată! Acum înclină-te într-o parte, vezi? Ne înclinăm frumos! Oh, nu! S-a lipit! Hai, desprinde-te! Ce elegant a fost! Auleu! Atenție! L-am prins! Bine că mă mișc rapid de fel! Hai să vedem ce a ieșit! Ce bine arăt! Dar tu mănânci pizza? Vai, Tina! Îți place să te mângâi pe burtică, nu-i așa? Și partea bună e că pot da scroll cu cealaltă mână! Ai văzut? Ce tare! Tina! M-ai strigat? Ajută-mă să postez și eu ceva similar pe TikTok! Bine! Mai întâi o să sar pe mătura asta! Vezi? Cum arată? Bine, cred! Arată-mi și mie! Stai! Ți-ai filmat propria față, Tina! Ai uitat să întorci camera invers! De data asta ține-l cum trebuie, bine? Sigur! Ok, sunt gata! Da! Am filmat tot! Vezi? Tina! Nu mi se vede deloc fața! Clipul ăsta video nu e centrat pe încălțări! O să te așez eu cum trebuie! Așa, perfect! Așa, nu te mișca bine? Zbor pe o mătură! Yuhu! Acum sigur ai ieșit perfect! Dă-l încoace! Sunt pe mătură, dar nu arăt prea interesant! Nu știu ce fac greșit! Habar n-am! Asta e! Măcar am încercat! Ha! Scuze! Nu-ți mai strălucește fruntea aproape deloc! Pot și eu să mă machiez, să știi! Vai, Tina! Nu se pricepe deloc la machiaj! Pot să te rog ceva? Sigur, Liam! Mua, mua. Bun, scumpo! Acum e rândul tău! Și o să dureze ceva timp! Ce grețos! Părul tău are nevoie de un pic de atenție! Ok, și acum o să-ți aranjez fața! N-o să te doară nimic, scumpo? Ești sigură? Salut-o pe noua Tina! E cea mai șocantă transformare din cariera mea! Wow! Ai dreptate! Mersi! Uite ce sclipici am pe față și ce rochie am! Bun, n-am întârziat! De ce se agită toată lumea? Wow! Îți vine să crezi? Stai! Ea e? Cine e eu? Nu cred! Îmi dai un autograf? Poftim? Ok, dar folosesc hârtia mea! Poftim! Am destui pentru toată lumea! Acum nu mai sunt săracă! Ok, nu trageți de ei! Wow, ce greu e la școală! Wow, ce de haine! Ce-i asta? O oglindă uriașă? Nu! E un asistent virtual care mă poate ajuta cu probatul hainelor! Ok, o să probez ținuta asta! Vai de mine, da! Și vine perfect! O să probez și altceva! Wow! Altă ținută reușită! Michi are gusturi! Încă una!
Wow! Nu m-am simțit niciodată atât de bogată și de elegantă. Și ce de accesorii și bijuterii! Bun, astăzi o să port astea, clar. Wow! Nu are prea multe haine. Așa trăiesc săracii. Poate găsesc aici ceva care poate fi purtat. Ce-s astea? Câh! E și mai rău! De ce sunt toate atât de mohorâte și plictisitoare? Culoarea costă bani cumva? Nu mă așteptam deloc la asta. Ce-i asta? Oh, un ziar! Ia să verific anunțurile. Hei, ia uite! Un anunț despre un stilist extraordinar. Clar de asta am nevoie în situația asta. O să-i dau rapid un telefon. Sigur are timp să mă ajute. Sper să ajungă rapid. Bună, am ajuns! Ce îngrozitor arăți! Oh, cred că am făcut o greșeală catastrofală. Da, greșeala e ce-ai pe tine. Bun, să trecem la treabă. Te ajut imediat. Trebuie clar să dai jos toate astea. Nu-ți stă deloc bine în culoarea asta? Gata, am mai creat o capodoperă. Atenție, oameni buni! O să vă arăt o serie de ținute noi și elegante. Uite-o! Vă rog să aplaudați. Exact, îmi stă super în ținuta asta. Oh, vreți ceva diferit? Ce ziceți de acest ansamblu verzui? Include fuste bufante? Nu vă plac fustele bufante? Atunci admirați acest pullover simplu, dar supradimensionat. Asortat cu o cască de duș cu iepuraș. Oh, ce e aia? E ceva bun pe aici de data asta? Scârbos! Wow! Asta da descoperire epică? O mamă bogată și o mamă săracă? Ce se întâmplă? Și cine sunt femeile astea? Ah, vrei ursulețul ăsta vechi? Mersi, mamă săracă! Ce-i ăla? Ia mai bine ursul ăsta nou! Serios? Te crezi mai bună ca mine? Wow, n-am nevoie de toate chestiile astea! Tu! Și tu! E timpul pentru o provocare! Cred că trebuie să mă scol din pat. Ah, corect, acum sunt bogată. Domnișoară, v-am adus papucii de casă pufoși. Oh, sună perfect. Da, te rog, poți să-i pui jos. Super, ce moi și călduroși sunt. Sunt genial. Bun, apoi periuța electrică, domnișoară. Igiena e foarte importantă. Oh, mulțumesc. Stai, ce-i asta? Seamănă cu o periuță, dar n-am mai văzut niciodată așa ceva. Oh, wow, uite, se învârte singură. Ah, m-am prins! Cred că trebuie băgată în ureche. Ok. Dar e pentru dinți. Se folosește cu pastă de dinți. Ați uitat că ne-ați spus să comandăm o pastă de dinți specială cu aur pentru albire dentară? Știu, râdeam de tine. Știu că ai periuță de dinți. Wow, nu știam că aurul are gust mentolat. Gata, acum mi-am curățat dinții. Și sunt perfect curați pentru că i-am curățat cu particule de aur. Prea mulți roboți, prea puțină șuncă. Ce naiba a fost asta? S-a auzit un fel de țipăt îngrozitor. Stai, ce-i aia? O periuță de dinți? Asta se folosește aici în loc de pastă de dinți? E ca o pudră neagră, nici măcar nu e o pastă. Asta e, trebuie să-mi grijesc dinții. Cred că e pudră de cărbuni. Cărbunele are gust a pământ și foc. Asta e. Măcar acum am dinții curați, cred. Ar trebui să profit de dinții mei strălucitori. O să fac niște selfie-uri. Scumpa mea, mă bucur că te-ai trezit. Ți-am adus micul dejun. Oh, un sandwich la micul dejun. Clasic, mulțumesc mult. De unde ai ăsta? Ah, o facem! Ce e așa special la chifla asta? Deși totul arată mai bine când e de aur. Nu-ți face griji, se poate mânca. Dar tot îi lipsește ceva. Eh, nu mai vreau chifla. Oh, ar sări după orice. Ăsta-i mai pe gustul meu. Vrea cineva niște șervețele de hârtie? Așa. M-a durut! Eu de ce am primit doar chestiile astea? Clar o să fie mai bune dacă le prăjesc. Vai de mine! Ai mai văzut vreodată atât de mult aur într-un singur loc? Ah, ce-i cu mirosul ăla îngrozitor? Nu știu! Pâinea mea prăjită! Am uitat-o acolo! Oare o să mai aibă un gust bun?
nimic să-i rosesc? Cred că mi-a mai rămas niște carne de la prânz. E mică, dar e mai bună decât nimic. Așa, poftă mare! Ce drăgălașă e! Ah, majordom! Transform chestia asta în mâncare? Hei! E gata? Ah, haide măi! E aur curat! Nu-mi rup dinții în așa ceva! Copiii mei adoră chestia aia! Ah, mâncare! Mă rog, cred că e mâncare! Nici gând! E cam ofturoasă, nu? Of, mi se că am făcut foame! Bine că am o gustare! Mmm, o să fie super bun! E plin de ciocolată și nucă de cocos! Wow, a fost super delicios, dar l-am mâncat pe tot! Și mi-e foame în continuare! Nu mi-ajunge un baton de ciocolată! Stai puțin, sunt bogată! Știu ce pot face! Bună! Perfect! Mi-ai adus ceva bun! Dă-le încoace! Da, astea sunt preferatele mele! Îmi trebuie o lingură uriașă pentru crema asta! Ah, păi, dacă vă e atât de foame, mai am niște dulciuri aici! Wow, ce acadele uriașe! Și dacă mai vreți și ciocolată, mai am destulă! De fapt, cred că acum o să mănânc niște bezele moi! Wow, vă place să mâncați nesănătos? Nu glumă! Oh, sunt sătulă! N-am mai fost sătulă niciodată! E super! Ah, ce frumos! Au crema mea preferată! O să scot puțină! Stai, asta-i tot? Nu mai conține nimic? Vai de mine, e gol! Nu știam că se poate întâmpla așa ceva! Nu pot decât să întind crema asta cât de mult pot! Asta-i cea mai tristă felie de pâine pe care am văzut-o vreodată! Uite ce pâine tristă! Nu mai avem cremă? Parcă ar fi un haiku! Ah, da, e trist! Dă-mi borcanul! Cred că pot să mai scot niște cremă din el! Cred că mai e puțină pe partea asta! Așa! Cred că asta e suficientă! Acum o să o întind pe felie! Mult mai bine! Acum nu mai trebuie să reciți poezii triste! Mulțumesc foarte mult! Ești cea mai tare! În sfârșit am ce mânca! Mmm, ce bună e! Nu contează câți bani am, aș mânca oricând așa ceva! Ce urmează? Ta-da! Frișcă? Alo? Un pic de ajutor? Pot să transform chestia asta în ceva comestibil? Mersi mult! Cred că e plăcut! Ce pot să fac cu asta? Fac mereu chestia asta acasă? Ceaiul e ieftin până la urmă! Mai întâi, un pic de lapte! Apoi, se pune ceaiul negru! Uite culoarea aia caramel! Și deasupra pun ce e mai bun! Nu-i așa că e o frumusețe? Să pun și ciocolată? Fursecurile costă mai puțin! Zahăr să fie! Nu le întrece nimeni la prețul ăsta! Deja simt gustul dulce! Un strop de culoare! Deja arată mult mai bine! Wow! Superb! Și marele final! E timpul să presărăm! Culorile astea fac să fie totul distractiv! Unde e băutura mea? Shake-ul dumneavoastră, domnișoară? Wow! Nu-i rău pentru ce v-a făcut acasă? Te super dacă împrumut chestia asta? Ce bine că a mai rămas multă! Wow! Nu crezi că ajunge, Mindy? Chestia aia e mai înaltă ca tine! Capodopera mea! Uh-oh! Cireașa aia e cam grea! Nu trebuia să se întâmple asta! Și mi-a stricat părul! Acum uite ce groaznic arată! Asta e! Să vină chestiile dulci! Nu pot să mă abțin când văd o cireașă! Cred că e obișnuită! Super! Am nevoie de un pai pentru asta? Să vedem! Oh, da! Clar asta e câștigătoarea! Da! Adoră băutura! Știam eu!
Ți-ai dori să te adopte cineva celebru ca să-ți transforme complet viața? Ar fi genial, nu-i așa? Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi, ca să se distreze și ei, și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10!